Bine te-am găsit, sunt Mihai Hohotă. Astăzi, la istoria sportului, în toiul Jocurilor Olimpice de la Paris, îți spun povestea Nadiei Comăneci, zeița noastră de la Montreal. Faultless. Absolutely faultless. Nadia Comăneci. Nadia Comăneci s-a născut pe 12 noiembrie 1961 la Onești, într-o familie de oameni simpli. Părinții ei, Ștefania și Gheorghe, și-au dorit-o foarte mult, însă bucuria era să le fie repede curmată, chiar din maternitate. S-a născut cu o malformație, iar medicii au spus că dacă va scăpa cu viață, cu siguranță va rămâne cu un handicap mental. Atunci, bunica maternă, pentru a demonstra că Dumnezeu e mai presus de toate, a luat-o în brațe și a dus-o într-o duminică la biserică, unde a trecut-o de 3 ori pragul. La scurt timp, malformația a dispărut ca prin minune. Povestea Nadia în cartea sa. La o săptămână după ce părinții și-au adus copilul acasă, au decis să meargă în vizită la bunici. La un moment dat, dintr-un impuls de drăgălășenie, bunicul a luat bebelușul în brațe să-l alinte. Chiar atunci s-a prăbușit tavanul casei. Dacă ar fi rămas în pătuți, probabil azi nu a mai fi scris despre ea. Nadia a fost din nou salvată pentru că, probabil, viața avea alte planuri cu ea. Unele mărețe. Despre Nadia Comăneci se spune că a devenit gimnastă prin simplul fapt că era foarte neastâmpărată în copilărie și nu putea să stea cu minte nicio secundă. Și cum o carieră de campion începe încă de timpuriu, la fel s-a întâmplat și în cazul fetiței care avea să scrie istorie cu performanțele sale sportive. Primii pași în gimnastică i-a făcut acolo, în orașul natal, pe când avea numai 5 ani. Primul concurs important l-a susținut la vârsta de 8 ani la Sibiu, în cadrul unui campionat de gimnastică pentru junioare. Un an mai târziu este preluată de antrenorii Bela și Marta Caroli, iar la 11 ani câștigă primul titlu de campioană națională absolută. 8 ore pe zi de antrenamente intense. Nadia avea talentul în sânge, dar a și muncit enorm, cu dedicație, sacrificându-și copilăria, dorindu-și să se perfecționeze, apropiindu-se cu fiecare antrenament făcut, cu fiecare oră petrecută la sală, de statutul pe care îl merita. După ce a devenit campioana României, Nadia pornea să cucerească lumea. Primul pas erau campionatele europene de la Skien, unde a făcut senzație în 1975. La final a plecat acasă cu 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Dar anul acela mai are o semnificație. Înainte de a ajunge la Montreal, Nadia a participat la Cupa Americii, unde a câștigat aurul la individual compus, fiind pe același podium cu un băiat blond, american. Acesta era Bart și pe atunci avea 18 ani. Un fotograf l-a rugat să-i dea un sărut pe obraz Nadiei pentru o fotografie ce avea să apară în New York Times. 20 de ani mai târziu se căsătoreau. Nadia Comăneci este Nadia Comăneci. Montreal, 18 iulie 1976, Jocurile Olimpice de vară. Paralelele, poate aparatul unde grația, fluiditatea, efortul uriaș mascat de plutiri, erau cele mai vizibile. Au ridicat-o pe Nadia la statutul de zeiță. 19 secunde a durat exercițiul ei. 19 secunde în care oamenii s-au oprit din respirat, iar planeta a stat și ea locului, vrăjită de o altă stea. Sportiva noastră în concursul pe echipe, la paralele, luase primul 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice. Pentru ea nu era prima notă maximă, dar acum o obținuse pe cea mai înaltă scenă a sportului mondial. Și pentru că Nadia era unică, era deja zeiță, a mai luat un 10 și la bârnă, la doar câteva 10 de minute după paralele. 7 note de 10 a obținut Nadia la acele Jocuri Olimpice de la Montreal din 1976, iar ele s-au văzut și în bilanțul medaliilor. 3 de aur, una de argint și alta de bronz. Comăneci devenea cel mai la modă nume din lume. Mai mult, unul dintre salturile făcute de Nadia la Jocurile Olimpice a intrat în istorie. Comăneci salto este considerat și astăzi unul dintre cele mai dificile elemente ale unui exercițiu la paralele. Nadia Comăneci este primul sportiv român inclus în Memorialul International Gymnastic Hall of Fame din Oklahoma City, muzeu memorial al tuturor gimnaștilor celebri, patronat de organizația cu același nume, ai cărei membri sunt doar gimnaștii de prestigiu și renume internațional. Și, de asemenea, este primul sportiv invitat să vorbească la Națiunile Unite. Toate cele 5 medalii. Yeah. I hope.
Cu aproape o lună înainte de izbucnirea Revoluției Române, Nadia Comăneci a părăsit România, trecând ilegal granița româno-maghiară în noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1989, urmând ca apoi să ceară azil politic în Statele Unite. Dar ce a fost înainte și după acest eveniment? Viața Nadiei este cu adevărat un roman ale cărui pagini încă se scriu. Un roman cu multe întâmplări și evenimente, iar un rezumat al lui, în care să atingi toate subiectele principale, este imposibil de realizat. După 16 ani glorioși petrecuți în gimnastică, la vârsta de 20 de ani, Nadia Comăneci s-a retras din sportul pe care îl cucerise atât de frumos. Retragerea oficială a avut loc pe 6 mai 1984 și a fost organizată la Palatul Sporturilor din București. Atunci a fost premiată cu Ordinul Olimpic, Colanul de Argint. Nu regret și nu aș schimba nimic din ce mi s-a întâmplat în viață. Dacă unești punctele, iese persoana care sunt eu astăzi, mărturisește Nadia Comăneci. Nadia Comăneci este cea mai frumoasă poveste care rezistă timpului în sportul românesc. Atât pentru astăzi la istoria sportului. Cu alte povești fascinante din sport, vă aștept pe canalul de YouTube Istoria Canal 33. Pe data viitoare!